Bună, dragii mei! Astăzi este un vlog foarte, foarte special pentru că am plecat de acasă prima dată în viața mea, să zic așa, când mi-am pus telefonul pe mod avion de aseară și până acum i-am spus lui Daniela, mă duc la cântat, la o cabană, la prietenul, nu am semnal, nu pot să sun și ce trebuie. S-am venit? Salut, salut! Am venit la București, salutare! Am venit la București să-i cumpărăm o mașină de ziua ei, cadou, că urmează ziua ei. Și acum mergem la Flow Autoliz, la fratele nostru de unde mi-am luat și eu geleul meu, acum 2 ani. Mergem la el să vedeți ce, să vedeți ce mașină. Ce mașină am luat? Acum ce să mai... Asta e. Mergem acolo să vedeți care e treaba. L-am luat pe Iancu, uitați-l aici și mergem să... Aici și eu pe spate, mai somnoros. Da. Am venit o grămadă de drum de la noi până la București, am dormit aici seara și acum mergem în direcție, vedem care e treaba. Acum numai... Când ajung acasă, de ce bătaie îmi dă, că nu știe ce fac, ce cu telefonul pe mod avion, nu răspund. Ea nu știe că, de fapt, pentru ea m-am dus. Ia uite-o cum ne așteaptă, băi! Ia uite-o, bă! Poți parchez aici. Mi-ai făcut și un cadou de ziua mea la fel. Mamă, am ajuns aici la Flow Autoliz, dragii noștri. De luăm mașina, de unde am luat și urma mea. Ai și asta. Tare mult. Dar nu asta e lotul. Asta e lotul. Nu așa mai mințit. Asta este mașina, o să vă arătăm imediat. Aici la Flow Autoliz găsiți absolut orice mașină vreți să cumpărați, și noi, și mașini second hand, și în leasing, și bani jos, și cum vreți voi să le luați. Aici la Florin. Hai să vedem dacă iasă afară, hai să... De ziua mea mi-ai făcut un cadou la fel. Ai urea asta. Deschisă? E închisă. Mamă! Mamă, tata, să pute. Da, deci este vorba despre un Audi Q8 S-Line. Ia uite ce. Uite-l aici pe domnul Florin, despre care v-am spus, omul care va duce avioane, tancuri, se vorbește până la urmă. Și a doua. Doamne ajută. Prima salutare, mașină, Iancu, prima mașină de la el am luat-o, geleul meu, a doua tot de la el. Dacă ajută Dumnezeu și a treia și a patra. A treia pentru el. Da. Păi chiar am zis că trebuie să o schimb și eu. Se schimbă în toare. A, uite, te uite cu ce mă plimb eu, cu ce vă plimbați voi. Da, mă, da. E corect așa? La 23 de ani, ce făceam, da, dai seama. Da, mă, da. O schimbăm. Cred că o iei după asta și lași Daniela pe a ta. Ce? O iei după asta și o lași Daniela pe a ta. Da. Hai să vedem. E faină. Hai. Hai să vedem cotarca, cum arată. Aoleu, mă, că aia jucura ei. Na. De ok. Ia, sigur, ok. În cap. Ce cheie de astea și mai frate. Scaunele exact așa le-am vrut să fie genul ăsta de S-Line. Avem și trapă, e cam fuxel și de acolo ne-au dus ei. Așa am uitat. O să-ți placă sonorizarea și cu bangunuță. Serios? Da. Am orice sonorizare. Deci uitați. Ce mașină are. Numai una și una. Uite, X7, că mă întrebai de X7. Da, mai, X7. Da? Hai să vedem, poate pleci tu cu una de aici, lăsăm toare cu aici. Faci buyback? Faci. Da, chiar. Pentru ea, faci. Bună da. Idee. Chiar le faci un buyback. Să știi că am mulți clienți care... Cărora le aduc mașini pe comandă, o țin un an, doi, da. Și apoi le primesc înapoi la buyback și și-au... Și-au ceva model mai nou. Da, ceva model mai nou. Bă, eu am vrut să zic o dată, n-am îndrăznit, bă, la ce auză, băi. Și pentru că sculele bune să țină pot, vorba aia, în casă. Caii bun să țin în casă. Asta e exact la mea, adică exact culoarea, că mă gândesc să-i alt, cred că e alt. Atât HGV 400 asta. A, 400. Da. Și uite aici. Ce să mai zic de asta? Uite aici, am pafă-i bun, de mai la cofă. Mai 206. Ce ești tu? Mercedes Marian de ăsta, sau cum zice, Vasile. Iau ce-l mai bag. Marinescu. Mamă, ce pantofi are.
Cum zice el. Ia uite. Acum ar fi să pui aici masa. Să tai dar de la mama Geta, să o pui prin spate. Stai, o slănină, brânză, ceapă, să duce. Deci uite, domnul Florin, o udat la mașină, uite, mi-a luat și șampanie. Că știe că trebuie să facă cadou și să o udăm, să fie bine, să avem noroc de ea. O zic către mine, ce, dacă vii cu soția, ți-au și flori. Zic, las că nu. Îi duc-o acasă, direct. Că... flori, frumos. Da, îmi ducea flori cu fundă, cu tot ce trebuie. Dar eu facem. Doamne ajută, fie într-o ceapă. Deci am făcut actele, e tot ok, aici cu domnul Florin. V-am zis, care vreți să veniți să vă luați mașini, vi-l recomand cu mare, mare drag, pentru că nu vi-l recomand de acum. Eu am mai luat mașini de la el, mașina mea de acum 2 ani de zile e luată de la el. Am o grămadă de prieteni care și-au cumpărat mașini de la el, mașini și second hand, mașini aproape noi, și care umblă și în zi de astăzi cu ele și nu au avut absolut nicio problemă. El ia numai mașini verificate, numai mașini bune, aduce absolut orice mașină vreți, cum a zis, aduce și pe comandă. O să mai vedeți pe viitor, dacă așa Dumnezeu, că venim și cu Iancu, să și el mașină de aici, poate și cu mama, dacă o fie, că și mama trebuie să știe. Și acum am salam cu pită și cu brânză de la mama Geta, că dacă am dat toți banii pe mașină, de unde ești bani de mâncare? Da. Băgam merinde de acasă, uite. Vezi, trebuie ești de coji, lasă-mi. Lasă-le acolo, că-s bune, hai, mamă. Păcat să arunci mâncarea. Ce? Da. Ok, deci suntem pe drum spre casă. Am plecat de la București. Am făcut, cred că, 2 ceasuri până am ieșit din oraș. Foarte aglomerat a fost. Acum suntem pe la Vâlcea aproape. Ian cu un pic în fața mea. Mergem spre casă. Cum am spus, îi lăsăm mașina lui Daniela să vedem ce reacție are. Eu am un pic emoții așa pentru că sunt un pic stresat pentru că nu, ea nu știe nimic de mine de aseară, de când am plecat la cântat de ieri și acum deja, uite, e ora 5 cât e după amiază și eu mi-am pus telefonul pe mod avion, i-am zis că mă duc să cânt la o cabană la munte, că se mai întâmplă cazuri de cânt pe la cabane pe la munte și nu este semnal. Dar dimineața, după ce termin cântarea, veneam acasă normal, acum deja s-a făcut ora 5 după masă și eu n-am ajuns acasă, săraca. Mă gândesc că își face griji, că cine știe, va pleca un apel de la ea, nu? Nu-i, că nu-i genul care să mă streseze sau să strece capul sau să mă... așa cu telefoanele când s-a cântat, dar dacă se întâmplă cazuri să nu vorbim o zi și o noapte sau așa, nu, e normal să-și facă griji. Și acum mă gândesc că nu o să ajung acasă și o să o sun, cred că direct, vai, vai, ce faci, unde ești? Fuh, abia aștept. Sau nu. Nu știu, hai să vedem. Mergeți. Încolo, spre Sibiu, unde mergeți? E bun, e bun. Haideți. Deschideți-o. E deschisă. Ia, trageți acum. Bună ziua. Bună. Am avut și eu un proces aici la... Hai, cum e, băi? Vâlcea și... Să luăm și o tanti la ocazie, să mai mergem singur. Am dat 20 de milioane la un avocat. Am rămas în pană de bani. Trezniam, doamne. Să trezniam, să-i bani și tot. La Cristian, dacă știți cine e Cristian. Las că eu nu vă iau bani, nu trebuie bani. Vai. Da, la Cristian, lângă Sibiu, acolo, nu? Este parcările alea, unde merge pe autostradă și vine cineva după mine. Aproape de Sibiu sau unde e Cristian? Unde e Cristian? Înainte de Sibiu? Da. Nu, acolo mergeți? Eu merg spre Sibiu, da, trec de Sibiu. Ah. Da. Vai. Ce spui? O sticlă de apă nu mi-am luat să beau. Vă dau eu apă cam aici. Să beau nici. De să mă duc prin caș, nu sunt eu de asta. Lasă că e neînceput, ești nouă. Mulțumesc frumos. Vai, Doamne. Mulțumesc. Da, vezi ce. Mai bine să bei decât să mănânci. Da. Lăsați acolo, că o luați cu dumneavoastră. Aici am bun, mai beau eu până în Sibiu. Nu, uite, e mașina mică. Domnească. Ba da, e mașina mică. Nu. Nu, bine. Hai, pa. Ceau, ceau. Un prieten de-a meu. Apoi am zis soția și e mie bărbat. Și apoi în vară care vine
vreau să mă căsătoresc cu el. Da, să vă... Dar pe de-aia am glumit cu el. Da, da, da. Să zază până în naș. Foarte bine. Da. Cei cu tir. Pentru nevastă mi-am luat-o, că ziua ei urmează acum. Când? Și să-i o dau. Urmează ziua ei acum. Dar nu i-a spus că e la așa. I-a spus, nu, nu, nu. Așa, nu spuneți. Cum am adus eu duc. Știe să conducă? Știe, are permis de... A, nu spuneți. 10 ani are. Nu spuneți de ce-ți, nu. Puneți acolo. Eu duc acasă și apoi așa. O chem să-i arăt. O pupați. Da. Că vede mașina, cum se numește? Audi, Audi Q8. Asta e cele mai bune. Sunt bune, a? Hai de cap. Cele mai bune, mai. Da. Care telefon? Ești un alt. La. Aveți două telefoane, nu? Două am. Pa unde, dracuie? Da. Ați închis un loc să răspundeți. Acum. Alo, unde ești? La vește-mi ești? Pe autostradă și eu acum nu, mai mă sună și asta. Nu. La mine. Nu mint! Nu. Dar pe dacă găsesc mașină, dacă mi-am găsit mașină, nu. Na, hai că ne vedem noi în altă parte. Nu. Ne vedem în altă parte, ne vedem, că e aglomerat și de aia n-am putut. Păi, acum te mai sun eu, că omul merge până la Sibiu, dar păi, hai că poate cobor, dai că spun, dar lasă-mă să vorbesc, aici la Câineni Mari, bine? No, și atunci, da, no, la Câineni Mari, spune unde, sau la intersecția aia cu Sibiu. Sunteți căutată, vă sună în continuu. Da, păi sunt căutată, dă-le dracule de telefoane, dacă nu m-am urât de ele. M-am urât de ele. Alo, da! În continuu sună telefonul. Da, doamne, bără la asta. Aveți doi? Două telefoane am. Și aveți și doi iubiți. Drăguț. Ba, ăsta-mi numărul. Ăsta-mi numărul de telefon. Da, păi până l-am luat din geantă. Nu. Nu, 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 nu. Că văd că m-ai mai sunat și pe ăsta l-ant. Și am scăpat la cântat și noi, nu știe de mine acum, că nu i-am mai răspuns la telefon. Vede cu mașină, da, dar da, ce da. Faci, mă, bărbate, ce cu mașina? Nu avem mașină? Da, eu avem, avem, avea și ea mașină, dar una mai nouă, că da, trebuie să ne mai... Mai răschimă? Aia schimbă. Când se face copilul, îi dai pe aia la copil, da, până... Da, da, așa. Termineam cu un rând de sapă. Trebuia să mă duc la fată să văd, nu au fi mușcat ușor. Mi-e foame, am o sandwich aici așa. Nu, 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 luați-le cu dumneavoastră dacă mi-e foame, le iau și un sandwich. Mulțumesc frumos. Plăcere. Da, și... Ce ați rămas fără bani de pâine sau ce? Cine? Ați rămas fără bani? Am rămas fără bani în casă, nici se mai iau pâine, numai dacă vine prietenul ăsta. Las că vă las eu ceva bani, dacă eu nu, dacă am, nu am bani cash la mine, dar dacă găsesc un bancomat în drum, mă opresc și scot și vă dau. Nu, să iau până vine prietenul, să iau ceva la fată. Nu, că nu sunt cerșetoare, dar las că merge să descarce în Arad. Deci așa coloana am prins aici, înainte de Sibiu, înainte de intrarea pe autostradă.
Acum cu 10 la oră mergem. De jumătate de oră stau și mi-e frică să nu se facă seara, să nu mai să ajung acasă seara, că trebuie să ajung ziua ca să pot să poată să vadă Daniela mașina, că dacă nu e belea, că nu știu cum o mai scot încă o noapte și până mâine. Doamne ajută, Doamne! Uite cum se circulă, nu? Acum e bine, dar înainte nu m-am stat pe loc. Și în drumul nostru spre casă l-am rugat pe Dani să-mi ia o panghică și niște flori ca să le pun pe mașină. Să mergem să ducem. Ia frumos, bă! Bă! Ia uitat cât de șmecher. Ce face, bă? Ce faci, cumnate? Ce faci, băi? Legea, tu? Dați voi să vă bag pe vlog. Ia să vedem. Ia, uite-te ce e. Ține aici. Ceau, Carla, ce faci? Ce faci, frumusețe? Da, gândeam. Vai de mine, ce flori avem aici? Vai de mine, știi de mine. Nu, am făcut tren aici, spatele nostru. Bine, cea mai șmecheră mașină, știți care e, nu? Asta de aici. După număr se cunoaște mașina șmecheră, să știți. Nu că vreau să mă laud, dar l-am făcut pe culiță pe autostradă. Ce tranzacție facem aici? Mai, fain. Și ați luat și fundiță de aia să punem pe capotă. Nu vă vin, dar să vă spună Ian. După ce s-o da jos baba din mașină. Eu nu vă mai zic nimic, că ăsta e eu. L-a pus să miroasă, scaun. S-a dat tantea jos mașină. Deci nu știu, tanti, dacă vezi vlogul ăla ăsta, nu ce ai făcut, ai făcut pipi pe tine. Miroase scaunul ăsta, dar știi cum miroase toată mașina? Lasă-mă că o sfințit-o. Am dat cu șervețele de-astea să iau, să miroase. Fain mașina când am cumpărat-o, acum miroase mult. Când intră Daniela Neace, ce ai făcut aici? Facerea de bine. Da. Lasă-mă, măcar ai ajutat-o pe tanti. Da, facem manevră acum. Bă, brișca mea, bă. Asta e brișca mea, tu mi-ai luat. Ți-am furat-o. Nu prea mai le-ai cu brișca. Vedem? Am prea făcut. Ba nu-i bună. Nu prea scurt. Nu ești scurt, e bine. Da, e cam într-o... cam aici, așa. Aha. Bă, dacă aveam ceva să o lipim, să nu se mai vadă asta. Să o lipim direct aia de capotă, cumva. Da, deci o ultimă panglică pe care o pune culița aceea și suntem gata. Ai sunat-o pe Daniela? Bă, am sunat-o pe maică, s-a uscat acasă. I-ai supărat că ne-ai răspuns toată ziua. Da, dai seama. Și-au făcut filme Netflix. Uite ce fain a podobit o culiță mașina. Ce pom de Crăciun. O, merem? Sunează tare. Stai că o sun. Nu, bun, stai. Acum sun. Stai așa. Da, e greu cu mâna stângă. Momentul adevărului. Da. Dacă ne bat. Stai că-s conectat pe mașină. A, uite mirele, bă, ce fain. Daniela, ești acasă? M-auzi? Stai, că te-ai conectat la mașină. M-auzi? Poți să ieși pe la poartă un pic, te rog. Păi nu sunt acasă, sunt aici la Alina, la Sandel, cu Milan. Păi sunt vecinii tăi, nu? Păi poți să vii până acasă un pic. Dar de alea pe Milan de aici. Nu contează, că e ceva mai important și trebuie să ne vedem numai noi, țără. Hai 5 minute. Nu, hai că vine imediat. Hai, te rog, hai că aștept aici. Pa.
Hai că vine acum, bag. De fapt, eu nu mai bag pe-a mea. Ui că ăsta calcă pe jucăriile lui Milan. Bagă-o dreaptă. Da, mă, acum vine. Culiță, stai lângă mașină, bă. Nu mi se uită mi, Lariu. Te-ai supărat că l-au răspuns toată ziua? Bă, era supărat de pe tine, vorbea sictirită la telefon și cu mine vrea să întâlnească. Ziua ta știu că e pe 5 octombrie, dar o veni mai repede cadou, că l-am comandat mai demult și o trebuie să-l aduc. Dragă să... Milan nu înțelege nimic. Ce aveți, bă? Ce au ăștia, Milan? Ce-o păziți ăștia? Dau o pupă la băiat. Ma. No, uite-te. Dar Daniela, hai să vezi ce fundiți. I-o pus pe uși, ce fundiți. Oi, fundiți, ce-o pus pe uși. Stai, că am putea de șampanie. Bă, păi ia vezi. Copilul nu mai e, gata, nu mai e copil. Bă, Milan, ce-i cu ăștia doi? Ce fac? O dăm să fie cu noroc. Dă-i, agit-o un pic. Eu chiar dacă nu-i ziua ei, zic și la mulți ani, știi? Pentru când o fi. Pentru la anul. Mulți-a trăiască! Yo, Milan! Yo, ce faci asta? Doamne ajută! Da, să beau să fie într-un ceas bun. Lasă că nu-i dai. Lasă că jumătate plătești tu, că jumătate m-am plătit. Bun. Asta nu ești. Doamne ajută! Nu. Ce ai făcut? Milan. Ăla-i. Și sticlă, că pahar ne avem. Ca o divă. Ce că mă rog de azi să vină până la poartă, mă, nu vrea să vină. Păi supărat, săracă, era supărat. Trebuie să ștergi mesajele de pe WhatsApp. Păi vezi că e pe mod avem telefonul meu, mai ai timp să le ștergi încă. Uai, nu vreau să mă gândesc ce ți-au scris. Eu zic să nu, că să nu stricăm ziua asta. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Nu? S-a încălzit. Hai. Nici nu mai dai jos. Eu nu, nu. Daniela, ți-o ia Milan.
Are și socul, eu n-am știut care e socul la ușă. Tot ușă.